La Bălți a fost îngropată o capsulă a timpului care va fi deschisă tocmai peste un deceniu, mai exact pe 18 mai 2030. În ea a fost depozitată o mască de protecție, un test rapid la HIV, dar și un mesaj din partea reprezentanților Centrului Social Regional Viață cu Speranță. Noi ne dezvoltăm, nu stăm pe loc și avem niște, la nivel mondial, sunt niște așa, speranță că în 2030 HIV-SIDA deja în NASA existe. Noi am hotărât să aducem un mesaj la tânăra populație care a să fie peste 10 ani să deschidă această capsulă. Recent a fost renovat și memorialul în forma fundiței roșii, simbol al luptei împotriva HIV-SIDA. Acesta a fost construit în memoria victimelor provocate de virus. Am avut prieteni care au fost HIV, infectați de HIV și neatrăgând atenție la aceste boli, nu s-au adresat la timpul cuvenit medicului, nu au urmat tratamentul cuvenit și, cu părere de rău, în timp de câțiva ani au și decedat. Am început a urma tratamentul cuvenit, m-am atârnat foarte, foarte serios față de și încetul cu încetul am, ca și pasărea cea, ca și pasărea Phoenix, am reînviat, dar eram singur pe cale de dispariție și eu. Tot astăzi, în incinta centrului, a fost organizată o masă rotundă. Participanții au primit în dar câte un test rapid pentru depistarea virusului HIV. Каждый желающий может сделать самотестирование. То есть здесь вот такая вот есть инструкция и сам тест. И внутри самого теста есть тоже инструкция. Как это можно показать? Это тест на слюне. Scopul nostru a fost speranța. Practic este că totuși cel puțin peste 2, 3, 5, 10 va fi, indiferent pentru care virus, va fi tratament. Și noi venim către urmași cu mesajul doar pentru informare că cândva a fost acest virus, dar de acum nu mai trebuie să ne fie frică. Estimativ în Republica Moldova peste 14.500 de persoane sunt infectate cu HIV.